spunem bun venit la această oră muzicală și îmi exprim bucuria că sunteți, ați venit în număr mare. Sala este plină. Ca biserica adventistă de ziua 7-a, noi nu sărbătorim Crăciunul. Noi nu sărbătorim Paștele. Nici măcar nu comemorăm ceva în ziua de Paște. Poporul Israel comemora ieșirea din Egipt. Domnul Hristos, într-adevăr, a murit de Paște. Dar noi, ca Biserica Adventistă de ziua 7, comemorăm moartea Domnului Hristos de 4 ori pe an, și anume la Sfânta Cină. Se întâmplă în mai multe domenii, de-a lungul timpului, un fenomen. Și anume fenomenul trecerii generațiilor. O generație trece și nu întotdeauna lasă celorlalte generații un adevăr care ar trebui lăsat de la început și până la sfârșit. Cred că grija noastră cea mai mare este ca trecerea generațiilor să nu altereze cunoașterea. Am o teamă foarte mare pentru faptul că, sau din cauza faptului că odată cu trecerea timpului, copiii și tinerii învață la școală și din societate altceva decât a vrut Dumnezeu ca ei să învețe. De aceea m-am gândit să-mi concentrez în această oră muzicală atenția pe copii și pe tine. Vedeți că i-am chemat aici în față, le-am dat să citească 8 capitole, dacă nu mă înșel, din Matei și din Ioan, și am să le pun niște întrebări. Și am să aștept să răspundă ei. Acum că vă mai întreb și pe dumneavoastră din când în când, nu cred că este cu supărare. Dar, în special, vreau să apelez la cunoștințele lor și odată cu răspunsul la aceste întrebări să se cimenteze și cunoștințele de care au nevoie pentru mântuirea lor. Dumneavoastră știți, nu mai este nevoie să vă spun, auzim din presă și auzim din mass media ce se învață în școli, care este trendul spre care merge lumea noastră și nu este un trend deloc ușor, mai ales pentru ei. Ca să nu lungim vorba prea mult, vreau să vă întreb, Blașu, uite, mai e, să mai vină, am dat mai mult ora să citească. Mai veniți copii, exact. Dacă mai e, mai punem scaune. Sami, ia și un scaun și mai facem. Haide. Ami, dacă vrei, vino și tu, dacă te consider că ești prea mare, poți să-mi răspunzi și de acolo. Dacă mai sunt tine care vor să vină în față, îi aștept aici. O să iau și un microfon ca să pot să mă învârt puțin și spre ei și spre dumneavoastră. Și o să mai dă microfoane și copiilor, deci cred că ajung firele. Cel puțin la cei care sunt, celor care sunt mai în față, să pot da microfoane. Așa. Copii. Merge microfonul meu? Merge, da? Vreau să vă întreb prima întrebare. De ce credeți că am ales să vă dau ca lectură capitole din Matei și din Ioan? Care credeți că a fost motivul pentru care am ales Matei și Ioan? Cine știe să-mi răspundă la întrebarea asta? Curaj! Chiar dacă nu sunteți siguri, spune tu, Lucas. Merge despre nașterea Domnului, da. Dar știi, întrebarea mea este următoarea. Avem 4 evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan. De ce credeți că v-a dat din Matei și din Ioan să citiți? Și nu din Marcu și din Lucrafii și ce au scris ei este foarte bine, dar n-am să fie prea mult. Dar am ales pe Matei și pe Ioan. Spune tot la fel. El spune că au aceeași poveste, numai că sunt alte amănunte. Cine vrea să mai răspundă la întrebarea asta? Când nu știu copii, mai... Da, vino cu microfonul mobil în coace. Vino cu microfonul mobil.
Să aveți un microfon în negru, Mișa. Spune tu. Pe Domnul Iisus a murit pentru noi și a înviat. Așa? E, și că s-a întâmplat acum. Da, de ce Matei și Ioan? E întrebarea. Ia, răspunde tăi ei să răspundă, să vedem. Este foarte important ca să știm cum a murit Domnul Iisus. Mulțumesc, e foarte important. Dar și Marco și Luca spun. Acum mă întorc pe cei mari, că aș vrea să răspund la întrebarea asta. Au fost prezenți. Au fost prezenți. Deci Matei a fost ucenicul Domnului Hristos și Ioan a fost ucenicul Domnului Hristos. Amândoi, și Matei și Ioan au fost prezenți cu Domnul Hristos. Marcu și Luca au scris din ceea ce le-au spus alții. Deci ei n-au fost de față, sau poate au fost de față, dar n-au fost ucenici. Dar Luca s-ar putea să fi fost prin apropiere. Dar Matei și Ioan, țineți minte copii, țineți minte ce vă spun acum. Matei și Ioan au fost ucenicii Domnului Hristos. Haideți să trecem la întrebări. Ce a făcut Iisus în timpul cinei din seara de dinainte să fie răstignit? În seara de dinainte să fie răstignit a făcut ceva. Cine răspunde? Ia microfonul. Când deja crezi că știi, iei microfonul și spui. I-a spălat picioarele lui, ucenicii lui și a luat o pen și a spus că și-a luat și vin și a băut și a mâncat și a spus să mănânce și să bea vinul. Mulțumesc! Ai spus ceea ce era mai important. A spălat picioarele și le-a dat să mănânce pâine și să bea must. Eu sunt convins că au băut must, chiar dacă mulți nu sunt de aceeași părere, nu cred, cunoscându-l, fiindcă eu cred că cunosc pe Domnul Hristos, cunoscându-l, nu cred că le-ar fi dat să bea vin cu alcool. Deci, ce a făcut Iisus în timpul cine din seara de dinainte să fie răstignit? A spălat picioarele, le-a dat să mănânce pâine și să bea must. Acum, ce a spus Iisus că simbolizează pâinea? Repede, cine spune? Văd că sunt mai mult. Hai, spune tu, Noa, zi tu, ce simbolizează pâinea? Că pâinea este corpul lui și că... Trupul lui. Trupul mulțumesc. Ce simbolizează mustul sau vinul? Ștefanie, hai de lui Ștefanie să spune ea. Sângele Domnului Hristos. Când a fost următoarea dată, când Domnul Hristos a mai băut must? După această dată. Deci a băut atunci cu ucenicii. Când a fost următoarea dată când a băut iarăși must Domnul Hristos? Cine știe să răspundă? Când a fost data următoare când Domnul Hristos a băut din nou must? Știe cineva sau nu știe dintre copii? Dintre cei mai știu? Hai, încearcă, Rafael, încearcă tu. Deci, a spus că asta e ultima oară și nu mănânce după aia iarăși? Excelent, bravo, asta era răspunsul. Deci, n-a mai băut must, ci data următoare, a spus el, afirmația a fost a lui, va fi în cer, când va fi împreună cu tatăl său și cu ceilalți împreună. După ce a mâncat pâinea și a băut mustul, ce a făcut Iisus împreună cu ucenicii? Au făcut... Hai să vă spun două lucruri. Spune tu, Lucas. S-a pus, adică nu mai știu cum se chema, dar s-a pus într-un loc și s-a rugat. Adică s-a rugat. Nu. Deci au făcut spălarea picioarelor, au răspălat picioarele, au frânt pâinea și au mâncat, au băut must și au făcut, după aceea au făcut un lucru. Scrie în capitolul pe care le-am dat. Ce au făcut? Uite, nouă încearcă el un răspuns. Domnul a zis că unul dintre voi o să... Nu. Înainte de asta. Adică, nu înainte de asta. Asta a fost în cadrul cine? Eu n-am pus întrebarea asta. După ce au luat cina, le-a spălat picioarele, au luat cina, care a fost următorul lucru care l-au făcut? Dar nu vă uitați pe foi, mă. Pe ce vă uitați acolo? Nu, scuze, era doar programul. Dar... Aveți și spate. Aveți și spate. Dar ce cauză cum mai face? Avem... Ne trebuie microfon. Vino în față la microfon. Haideți să fac băieți loc între ei.
Dar este, i-a spus tata ceva? Nu. Ce a făcut? S-a dus în grădină. Așa? Și-a mai făcut ceva înainte să ducă în grădină. Spune, Iulia, spune-te. S-au rugat. S-au și rugat, printre altele, dar spune în mod special că au făcut ceva și facem și noi la Sfânta Cină. Ceva? După, imediat după Sfânta Cină. Spune tu. Au cântat. Au cântat, bravo. Mulțumesc. Asta a fost prima sesiune de întrebări. Urmează programul.